Prodecanul Facultății de Medicină Dentară, dr. Ioana Lile, și-a însoțit studenții într-o nouă inițiativă de oferire de cadouri. De această dată le-au dus daruri copiilor din clasele primare din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă. Copiii i-au răsplătit pe studenți cu colinde. Astăzi suntem prezenți la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă, care oferă servicii de specialitate prestate de personal calificat în domeniul psihologic și psihopedagogie specială. În urmă cu o lună am fost prezenți în această școală cu un program de prevenție orodentară, prin care am învățat copilașii cum să se spele corect pe dinți și ce trebuie să facă pentru a avea o igienă bucală corespunzătoare. A rămas plăcuți impresionați de modul în care ni s-a răspuns la întrebări, fapt pentru care am ales astăzi să fim prezenți cu un mic cadou din partea moșului, prin care am vrut să le aducem un zâmbet pe buze copiilor. Am rămas plăcut impresionat și de colaborarea cu această școală, precum și de colegii mei de la Facultatea de Medicină, însoțiți de doamna prodecan Lile Ioana și doamna doctor Veja Ioana. Le dorim copiilor și părinților sărbători fericite, pline de căldură în suflete și un an nou fericit!